Prefectul județului Mehedinți, Alin Isuf, este un om implicat în activitatea sa, astfel în cadrul ședințelor lunare ale Colegiului Prefectural. Încearcă să cuprindă cât mai multe domenii de interes pentru cetățeni, de această dată fiind vorba despre vederea reactualizarea listelor monumentelor istorice din județul nostru. În cadrul ședinței lunare a Colegiului Prefectural, condusă de prefectul județului Mehedinți, Alin Isuf, s-a discutat despre activități ale direcției județene în vederea reactualizării listelor monumentelor istorice prezentată de reprezentantul Direcției Județene pentru Cultură, directorul Cătălin Nicolae Pătroi. Lista se reactualizează odată la 5 ani. Institutul Național al Patrimoniului este instituția care operează aceste liste ale monumentelor în baza unor propuneri ale direcțiilor de cultură. Datorită anilor de pandemie, lista de anul acesta este puțin întârziată. Sperăm ca până la sfârșitul anului să apară noul instrument, după care vom lucra în următorii 5 ani. Noi am trimis la Institutul Național al Patrimoniului o serie de observații și la finalul raportului am dat câteva exemple spre a evidenția astfel de modificări. Modificările nu lipsesc să apară nici în județul Mehedinți. De exemplu, Colegiul Național Traian se află pe Bulevardul Carol, întâi numărul 6, este în lista monumentelor, este trecută corect adresa. Însă, în curtea colegiului mai sunt două monumente, statuia lui Mihai Eminescu și statuia lui Teodor Costescu, care în lista monumentelor apare eronat trecute la Bulevardul Republicii. Este vechea denumire a Bulevardului Carol și am propus înlocuirea Bulevardului Republicii cu Bulevardul Carol. Un alt exemplu avem pe zona monumentelor cultice. La Baia de Aramă, Mănăstirea, dar și cea de la Spehaia sunt trecute în actuala rubrica monumentelor, în zona centrală, lângă piață. Monumentele au anumite adrese și, printr-o corespondență cu autoritatea locală, am obținut de la dumnealor noua adresă poștală însoțită de acte de autoritate, pentru că Institutul Național al Patrimoniului solicită mereu actele care dovedesc schimbările. Un certificat de adresă poștală, un nomenclator stradal atunci când survin schimbările. Toate aceste documente noi le obținem printr-o corespondență cu autoritatea locală respectivă și le înaintăm Institutului Național al Patrimoniului pentru a opera în viitoarea listă noile propuneri. Există și cazuri în care localitățile trecute pe harta culturală nu mai există, iar adresa unui monument istoric este cu totul alta. Mănăstirea Vodița este trecută în localitatea Vârciorova. Ori Vârciorova nu mai există ca localitate și trebuie înlocuită. Acestea sunt activitățile pe care Direcția Județeană pentru Cultură le derulează. Încă nu a fost primit un termen până la care să fie trimise propunerile identificate pe parcurs. În momentul în care Institutul Național al Patrimoniului va trimite lista către Ministrul Culturii, aceasta va fi aprobată prin ordin de ministru, va fi comunicată în Monitorul Oficial, iar pe următoarea perioadă se va lucra. De asemenea, sunt luate în vedere mai multe obiective noi pentru a fi adăugate pe lista monumentelor culturale din județul Mehedinți. Avem în vedere mai multe obiective într-o prezentare anterioară v-am explicat faptul că atunci când sunt reactualizate planurile urbanistice ale localităților, pe lângă monumentele existente, clasate în această listă a monumentelor, proiectanții și istoricii care realizează studii istorice la aceste planuri urbanistice pot identifica anumite obiective care au un anumit potențial istoric și care pot fi clasate ca monumente istorice în baza unor punctaje și criterii. Noi avem câteva astfel de obiective pe care intenționăm să le
introducem în lista monumentelor. Atunci când vom clasa un monument nou, acesta va fi publicat prin ordin de ministru în monitor oficial și practic va fi în evidența noastră alături de lista în vigoare la momentul respectiv. Așa s-a întâmplat și cu Amfiteatrul Roman de la Drobeta. El a fost clasat de noi înainte de publicarea noii liste a monumentelor, dar când s-a reactualizat lista în 2015, s-a regăsit în noua listă. Deci există și această posibilitate. Există și un obiectiv important din Mehedinți care se regăsește pe teritoriul unui alt UATE. Un obiectiv important din județul Mehedinți care se regăsește pe teritoriul unui alt UATE în momentul de față este Cetatea Grădețului. În lista monumentelor se afla pe teritoriul UATE Izvorul Bârzii. Prin modificarea limitelor administrativ-teritoriale dintre Izvorul Bârzii și Godeanu, Cetatea Grădețului aparține de Godeanu, iar noi vom opera în lista monumentelor această situație de fapt. Este un obiectiv important care se află pe traseul Via Transilvanica și trebuie avut în vedere de autoritatea locală pentru că este o emblemă și pot fi dezvoltate numeroase proiecte în raport cu acest obiectiv. În cadrul ședinței au mai fost discutate subiecte precum programe de finanțare destinate autorităților publice și educație.